La 1 octombrie este marcată Ziua Mondială a Persoanelor în Etate. În raionul Glodeni există 3475 de persoane în vârstă, însă doar 406 din ei, cu ocazia acestei sărbători, vor beneficia de ajutor din Fondul de Susținere Socială a Populației. Mai multe detalii în reportajul colegilor mei. Cu ocazia acestei zile, în toate primăriile din raion, persoanele care au o vârstă mai mare de 75 de ani, li s-au oferit pachete cu produse alimentare, s-au organizat mese de binefacere și doar 406 de persoane din teritoriu vor beneficia de ajutor social în sumă de 300 de lei, care au fost distribuiți conform deciziei Consiliului Local de Administrație. Din partea primăriei am primit 200 de kilograme de pește care au fost repartizate persoanelor în etate. I-am cuprins pe toți să nu-i obișnuim nici pe unii, nici pe alții. Pe lângă acest cadou din partea primăriei, i-am felicitat personal cu Ziua Persoanelor în Etate. 10 persoane au fost menționate din partea Secției Asistenți Sociale și Protecția Familiei cu câte 300 de lei. Credeți că repartizarea aceasta este corectă? Eu cred totuși că nu e corect, pentru că și unul are 75 de ani și altă persoană tot 75 de ani are. Și la unul îi putem da și ei 300 de lei și la altă persoană nu îi putem da și ei 300 de lei. Banii se repartizează după diferite criterii, totuși chiar dacă starea familiară a persoanelor este normală, ei vreau să fie o atenție și din partea primăriei sau instanțelor ierarhii superioare. Ni s-a spus așa că o sumă cât de mică, dar să fie dată la toți. În aceste zile de toamnă, când se frânge zborul acestor oameni, dorește să le oferi tot ce e mai bun, așa că asistenții sociali din teritoriu, în cooperare cu administrațiile locale și agenții economici, au organizat acțiuni de binefacere pentru a susține persoanele în cauză. Știți ce zi este astăzi? Eu. Și ce ajutor v-au acordat ziua aceasta? Ce cadou? Ia că ne-au dat un buchet de flori, doi struguri de pamă și tot. Dar ajutorul de 300 de lei? Nu. Dar cum credeți? Ar trebui să repartizeze așa, să primească toți? Ar trebui, că ia că tot e scump, e greu, pensia mă ia că ne-o dă cam târziu și tot cumpărăm, măcar că suntem lăsat. Știți ce zi este astăzi? Azi, dacă ne-a spus că e ziua mare, sărbătoare, mulțumim, știm, până amână știu. V-au dat ceva de la primărie? Am zis că nu ne-au dat, nu, pește, așa, boarfe de astea. Mi-a adus astăzi de mâncare. Ziua Internațională a Oamenilor în Etate este marcată anual în Moldova începând cu 1992. Actualmente, persoanele cu vârste înaintate constituie circa 20% din populația țării. Marina Lazar, Mihai Moldovanu, pentru știrile TV Prim.